Salutare, prieteni, ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod din seria mea de PC Build. Astăzi o să facem un PC de 2000 de lei. Data trecută am făcut de 2500, acum am să mai scad din buget pentru că de ce nu? Merge pe acest build GTA 5 la shutter high cu 50 FPS, 40-50, CSGO cu peste 300, peste 200, aproape 300 FPS și cu 300 constant uneori. Mai merg Far Cry 4 la setări bune cu frame-uri peste 40 FPS, 40-50-60, dacă te pui pe medium cu 60. Shadow of Mordor am văzut că mergea cu 50, dar nu mai știu la ce setări. Multe jocuri actuale merg foarte bine pe acest procesor și dacă nu vrei să joci la Ultra și ai doar pe acest buget, îți recomand acest build. Da, îți recomand acest build, nu știu de ce m-am încurcat aici, în fine. Haideți să detaliem procesorul, este un Intel Haswell Refresh Pentium Dual Core G258 de 3,2 GHz. Este un Pentium Anniversary, ediția de Pentium Anniversary din câte știu, de 20 de ani de Pentium, ceva de genul. Oricum poți să-i faci overclock până la 5 GHz. 5 GHz e foarte mult. Chiar dacă are 2 core și 2 thread-uri, poate să ajungă la nivelul 1 i5 din acea generație cu un pic de overclock. Noi putem cu placa noastră de bază să-i facem overclock până la 4,5 GHz. Și acel 4,5 GHz este bun și el, deci da, e un procesor foarte, foarte bun și poți face overclock foarte, foarte ușor. Haideți să vedem placa video. Este o placă video Gigabyte GeForce GTX 950 cu două ventilatoare Windforce de 2 GB. E un pic overclockuită din stock. Are... nu stai, costă parcă 800 de lei, 770 la reducere, 800 de lei. E o placă video decentă, nu e ca acele 970 sau 980, dar merge bine, merge bine. V-am spus, merge GTA 5 pe acest procesor cu această placă de bază la vreo 50 FPS la high, 50-60 FPS chiar, deci era 60 destul de mult timp. Am văzut și Star Wars Battlefront mergea cu 60 la high fără nicio problemă pe aceste piese, Battlefield 4 la fel. La high, deci nu înțeleg de ce ai dat mai mulți bani dacă doar vrei să joci bine. Nu e PC bun pentru streaming, bine, nu e PC bun pentru YouTube, adică pentru YouTube e destul de bun, sincer. Am văzut oameni cu PC-uri mult acasă pe YouTube, dar nu filmez cu OBS, atât. Și placa video este decentă, ieftină, toate cele. Haideți să vedem și placa de bază, este un MSI H81M E33, costă 200 de lei și poți să-i faci overclock la acel procesor până la 4,5 GHz. O, cred că o să veniți la mine și o să-mi spuneți că nu merge să faci overclock pe plăcile cu H pentru Intel, dar am citit că poți până la 4,5. Dacă aș fi avut aceste piese, v-aș fi arătat pentru că am văzut cum, dar nu am aceste piese, așa că nu am cum să vă arăt cum, dar căutați pe net și că se poate până la 4,5 GHz cu Pentium fără nicio problemă. Haideți să vedem și sursa, este un Sirtec High Power HPQ 3500 BR, nu știu cum, oricum vă las wishlist-ul în descriere ca episodul trecut, deci nu avem nicio problemă aici. Este certificată 80 plus bronze, este de 500 de W, costă 234 de lei fără reducere, 200 cu reducere, deci majoritatea timpului o să coste 200, că am văzut că mereu e redus, să nu înțeleg de ce. E o sursă destul de ok, poate să ducă 950 și procesorul nostru overclockuit fără nicio problemă, pentru că placa noastră video duce, adică cere 350 de W, o sursă de 350 de W recomandat, deci e ok această sursă 500 dacă îi faci overclock la procesor, cred, nu e nicio problemă. Haideți să vedem și carcasa, este un Deepcool Tesseract BF, costă 140 de lei în mod normal. E o carcasă destul de ok, are doar un ventilator inclus, mai puteți voi să-l lați în viitor. Ține tot destul de rece din câte știu, că am vrut să-mi iau această carcasă și am văzut că erau review-uri foarte, foarte bune la ea, mai ales dacă mai e un cooler și mai e un cooler naval și unul în față, poți să-i pui două tavane, două față și unul stânga, mi se pare, deci poți să-i pui coolere. Duce bine la acest preț, nu am nimic de rău spus despre ea, deci da. Hai să mergem la memorie RAM, avem memorie Patriot Signature Line 4 GB. Da, sunt doar 4 GB, dar dacă vreți să aveți 8 GB
Sunt multe memorii DDR3 de 8 GB. Cred, nu știu, puteți să găsiți. Doar să căutați memorie de 8 GB DDR3, nu DDR4, ok? Atât aveți nevoie în build. Nu trebuie să fie foarte scumpă. I-am ales 4 GB ca să ne încadrăm în preț. Dacă vreți să vă lasă pe viitor 8 GB, puteți lăsa același model, că s-ar putea să-l găsiți și atunci, peste o lună sau peste câteva săptămâni, nu știu. Costă 96 de lei, deci încă 100 de lei și este totul foarte ok. Aveți 8 GB. Ce mai avem aici? Avem hard disk cu Seagate, 1 tera, nu avem nimic de spus despre el, 7200 RPM, 240 de lei, 250 de lei mai mereu. Și nu prea avem de multe spus, despre un hard disk de 1 tera, toate sunt aproape la fel. Mai ales și Seagate e firmă bună. Da. Și cooler pentru procesor, pentru că o să avem nevoie dacă facem overclock. Acest Pentium, mă rog, nu ai nevoie de foarte un cooler cine știe ce, dar coolerul e bun, chiar dacă costă 1.100.000 de lei, este bun, este un cooler Deepcool Gamax 300, am citit despre el că e un cooler foarte, foarte bun și cred că o să țină foarte rece Pentium-ul când îi facem overclock la 4.5-4.3 GHz. Și acesta a fost build-ul nostru de astăzi, sper că ți-a plăcut și sper că te-a ajutat. Nu trebuie să-ți faci neapărat build-ul meu, dar cred că te poți inspira din el pentru viitorul tău PC de gaming. Și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apeși pe butonul de like ca să știu dacă continui seria. Apăs pe butonul de dislike dacă nu ți-a plăcut. Dacă vrei să schimbați ceva la acest build sau să-mi recomandați altceva, orice despre acest build, puteți să scrieți un comentariu. Și dacă vreți să faceți parte din armata ascunsă, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Acum suntem vreo 218 și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ciao!